Posibilitatea să vorbim despre rezultatele concrete ale primului an de implementare a acordului și, desigur, că am trecut în revistă prioritățile pentru perioadele următoare. Am discutat despre progresele în transpunerea legislației comunitare, dar și în dezvoltarea dialogului sectorial și în sfera comercială. De asemenea, am evaluat pozitiv și gestionarea cu succes a regimului fără de vize cu Uniunea Europeană, domeniul la care a contribuit nemijlocit și domnia sa în calitate de comisar în precedentul său mandat, când a fost permanent implicat cu o înaltă dorință de a susține Republica Moldova, ceea ce face și acum. Vă mulțumim foarte mult, doamnă comisar. De asemenea, am evaluat gradul de implementare, privind statistica pe care o avem astăzi, și constatăm cu satisfacție faptul că Uniunea Europeană a devenit principalul partener comercial al Republicii Moldova. Exporturile noastre în Uniunea Europeană sunt de circa 62% din volumul total al exporturilor. Și constatăm că avem un potențial foarte bun de creștere pentru viitor, constatând că pentru perioada următoare urmează să valorificăm toate instrumentele care ne sunt oferite de către DSPA și totodată să facem tot posibilul ca produsele din Republica Moldova să aibă un acces mai liber pe piața Uniunii Europene, fapt care depinde în mare măsură de corectitudinea și viteza cu care ne vom face noi înșine temele pentru acasă. O altă prioritate este